preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Nu am obișnuit să fac lucrul acesta, dar cred că este totuși un lucru bun. După o colectă specială făcută pentru o cauză precisă, să anunțăm biserica despre suma care a fost strânsă. Lauda este a Domnului. El să fie binecuvântat. La această strângere de ajutor pentru familia respectivă au fost strânși 2059 de dolari. Binecuvântat să fie Domnul și El să răsplătească din belșugul bogăției sale pe toți cei ce au întins mâna. Odată cu acest bilet am mai primit încă unul la ambon. Cred că este vorba despre încă o solicitare. N-am apucat să-l citesc, dar îl voi citi și îl voi aduce în discuție cu frații din comitet și apoi în fața bisericii. Și acum, dragii mei, în timpul care ne-a mai rămas la îndemână, v-aș invita să ne apropiem de cuvântul Domnului. Am ales să citesc în dimineața aceasta și partea aceea care s-a mai citit recent în mijlocul nostru, pentru că am socotit că ea constituie o bună introducere la textul pe care îl avusesem în vedere în programarea bisericii. Aș vrea să vă spun că perioada aceasta care a urmat învierii Domnului Iisus, o perioadă de 40 de zile în care Domnul, ne spune Luca, li s-a arătat ucenicilor săi în multe rânduri și în multe feluri, prin multe dovezi, și a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. A fost o perioadă deosebită. O perioadă, dacă vreți, în care Domnul, cred că, a recapitulat cu ei acele învățături pe care le-a dat de-a lungul celor 3 ani și jumătate cât a fost în mijlocul lor, fizic. Noi românii avem o vorbă care spune repetiția este mama învățăturii. Și cu cât repetăm mai mult lucrurile acestea, cu atât mai bine ele ni se fixează, ni se întipăresc mai bine în minte, în inimă și în chip tainic lucrează și ne transformă gândirea, comportamentul, viața. Binecuvântat să fie Domnul. A urmat însă o perioadă de 10 zile, acum noi știm că 10, a fost 10 zile, dar ucenicii atunci când s-au găsit în perioada aceea nu știau cât va fi. O perioadă specială în care Domnul plecase din mijlocul lor, se înălțase la cer, iar Duhul Sfânt, făgăduința Tatălui, încă nu venise peste ei. Aveau doar, în vremea aceea, cuvântul Domnului. O făgăduință mai pe sus de toate, de care s-au agățat puternic. Și am să spun de la început că este foarte bine ca noi, copiii lui Dumnezeu, să ne agățăm cu toată puterea de făgăduințele lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, ele se vor împlini. Și cei ce le-au așteptat cu credincioșie se vor bucura. În Cartea Sfântă stă scris că așteptarea celor neprihăniți nu este decât bucurie. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și bucuria avea să vină peste ucenicii Domnului. Se găseau acum la 40 de zile de la învierea Domnului Iisus pe muntele Măslinilor lângă Ierusalim. Aproape. Mântuitorul Iisus a avut o ultimă discuție cu apostolii săi. Și le-a spus că ei vor trebui să aștepte acolo la Ierusalim să fie echipați cu putere în vederea lucrării pe care ei trebuiau să o preia, să o continue. I-a interesat pe ucenicii Domnului Iisus să știe dacă e aproape vremea în care El, Domnul, va reașeza împărăția lui Israel. Și Domnul le-a dat un răspuns oarecum aspru, am zice noi. Că a început cuvântul lui de răspuns cu expresia nu este treaba voastră.
Dacă cineva la o întrebare de-a noastră ne-ar răspunde în același fel, probabil că nu ne-ar cădea bine. Dar aș vrea să vă spun, sensibilitatea nu este bună. Ar trebui să primim tot ceea ce Domnul ne spune. Că ne spune cu drag, spre bine. Cu privire la revenirea Domnului Iisus, la reașezarea împărăției lui Israel, Domnul le-a spus atunci că acest lucru Tatăl l-a păstrat sub stăpânirea sa. Cu alte cuvinte, nici lui, ca fiu, încă nu era descoperit. Unii cercetători ai Bibliei, unii predicatori, îndrăznesc să vină să spună că după înălțare Domnul Iisus i-a fost făcut de cunoscut lucrul acesta. Este o presupunere. Ucenicilor le-a spus însă că nu după multe zile ei, dacă vor aștepta acolo unde El le spune să aștepte, ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Și dacă vremea reașezării împărăției lui Israel era o taină pe care Dumnezeu Tatăl a păstrat-o sub stăpânirea sa, eu am încredințarea că vremea revărsării Duhului Sfânt peste ucenici îi era cunoscută Domnului. Și totuși, El nu le-a spus peste câte zile se va întâmpla împlinirea acestei făgăduințe. El le-a spus doar atât. Nu după multe zile. M-am întrebat și poate că te-ai întrebat și dumneata ca și mine, oare de ce nu le-a spus Domnul Iisus lucrul acesta? Am putea doar să presupunem. Mântuitorul Iisus cunoștea așa de bine firea omenească. Așa de bine cunoștea mecanismele sufletului omenesc. Și dacă Domnul Iisus le-ar fi spus ucenicilor săi în 10 zile de la plecarea mea, probabil că ei ar fi fost biruiți de unele porniri care ne biruiesc și pe noi. Mi se întâmplă câteodată nouă predicatorilor să știm că duminica viitoare urmează să predicăm. Și știm că trebuie să ne pregătim și trece ziua de luni și ne ocupăm cu problemele noastre, trece ziua de marți, trece ziua de miercuri și ne pomenim că ne-a prins ziua de sâmbătă și se face sâmbătă după masă și ziua de sâmbătă este cea mai aglomerată zi din săptămână, atâtea probleme administrative. Atunci îți pune soția în mâini o listă de cumpărături, atunci copiii îți mai arată câte ceva ce au și ei de reparat și atât de multe lucruri. Te pomenește, te prinde sâmbăta seara și atunci în grabă te pui pe genunchi și te rogi, Doamne ajută-mă, dă-mi cuvântul pe care trebuie să-l împărtășesc cu frații mâine dimineață. Există ceva în noi, în fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, ceva care ne face, atunci când știm că avem un anumit termen la îndemână, să amânăm pregătirea pentru ultima perioadă. Vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat și mă lupt cu această pornire. Mă gândesc că dacă Domnul le-ar fi spus ucenicilor săi, de acum în 10 zile, veți primi făgăduința, ei n-ar fi așteptat 10 zile în rugăciune. Poate că primele 9, sau poate că primele 8, sau poate că primele 7, le-ar fi petrecut cu alte ocupații și pe măsură ce se apropie ziua 10-a și-ar fi adus aminte și-ar fi zis, hai să strângem rândurile, să așteptăm exact așa cum ne-a cerut, că se apropie momentul să primim făgăduința. Mântuitorul Iisus nu le-a spus peste câte zile, le-a spus doar să aștept. Foarte frumos, Mântuitorul Iisus le-a spus care va fi misiunea lor. Ei vor trebui să continue misiunea începută de El să propovăduiască Evanghelia. El a dat cel mai minunat mesaj care s-a vândut rostit vreodată pe pământul acesta și vă mărturisesc că de o vreme încoace și nu cred că are de a face cu procesul îmbătrânirii. De câte ori citesc Evanghelia, mă simt copleșit. Nu mi-e rușine să vă spun, am momente în care încep să citesc și apoi mă duc în camera cealaltă și mă pun pe genunchi și plâng de bucurie și am spus nu odată și nu de două ori. De zeci de ori am spus în ultima vreme, Doamne,
Nu s-a scris vreodată în lumea aceasta pagină mai frumoasă ca o pagină din Evanghelia ta. Că a scris-o Matei, că a scris-o Marcu, a scris-o Luca sau a scris-o Ioan. Orice pagină din Evanghelia ta depășește cu mult orice pagină din literatura clasică scrisă vreodată pe pământul acesta în orice limbă și în orice cultură. Cel mai frumos mesaj l-a dat Domnul ucenicilor. Să-L ducă în toată lumea, pentru că s-a gândit și la mine, s-a gândit și la tine. Și lângă cel mai frumos mesaj, noi de multe ori stăm stană de piatră. Și când spun lucrul acesta, îl spun și cu privire la mine, am trecut prin această stare. Mântuitorul Iisus le-a dat apostolilor Săi cea mai frumoasă și mai înțeleaptă strategie. Și le-a spus, vestea aceasta o veți duce la Ierusalim, de la Ierusalim în toată Iudeia, apoi în Samaria și până la marginea Pământului. N-am să intru în detalii aici. Predicatorii cu multă experiență au găsit câte un simbol la fiecare dintre aceste zone pe care trebuiau să le aibă în vedere ucenicii Domnului Iisus. Am să merg un pic mai departe, pentru că aș vrea câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră despre minunatul eveniment al înălțării Domnului Iisus la cer. Despre evenimentul acesta se vorbește cam o dată pe an. O singură dată pe an. Și de obicei pică joia. De obicei pică joia. Și de multe ori trecem peste el în grabă și pierdem din frumusețea acestui eveniment și din mesajul pe care el îl transmite sufletelor noastre. Joi seara s-a vorbit despre lucrul acesta și eu doar o să punctez câteva amănunte. Mântuitorul Iisus a avut o plecare glorioasă. Și cei doi bărbați îmbrăcați în alb care s-au arătat ucenicilor pe muntele Măslinilor în momentul în care Domnul era ascuns ochilor lor de către norul acela, bărbații aceia le-au spus ucenicilor, acest Iisus care s-a înălțat din mijlocul vostru va veni înapoi în același fel. Adică pe nori de slavă. Binecuvântat să fie El. O plecare glorioasă care prefațează, care anticipează, care, dacă vreți, trimite cu gândul la o întoarcere slăvită. Și eu vă împărtășesc un gând al meu. Eu cred că noi suntem generația care va prinde momentul acesta. Generația care va vedea pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru, venind pe norii cerului plin de slavă. Îmi doresc ca această întâlnire să ne umple la toți inima de bucurie. Și să știți că dacă îl vom aștepta când trebuie, ziua aceea va fi o zi de mare bucurie pentru noi toți. Am să fac o paranteză și am să vă împărtășesc un lucru pe care n-am avut de gând să vi-l spun în dimineața aceasta. Mă gândeam că poate o să vi-l spun în altă zi, într-o altă împrejurare. M-am întrebat oare care sunt cele mai grele cuvinte care sunt cuprinse în Biblie? Acele cuvinte care au produs durere, tristețe, suferință în inima cuiva. Mi-am adus aminte de cuvintele pe care le-au spus fiul lui Iacov atunci când au trimis haina fratelui lor, sfâșiată și îmbibată în sânge. Au trimis-o tatălui lor și au spus, iată ce am găsit, vezi dacă nu cumva este haina fiului tău. Și haina aceea pe care Iacov o cunoștea atât de bine și cuvintele lor i-au sfârșiat inima. Și l-au făcut să jelească mult, mult. Apoi mi-am adus aminte de cuvintele pe care un fiu, cel mai mic dintre cei doi, pe care avea un tată, s-a apropiat de tatăl său într-o zi și i-a spus, tată,
dăm partea de avere care mi se cuvine. Și cred că acestea au fost ultimele cuvinte pe care el le-a spus tatălui său. Pentru că atunci când peste nu multe zile și-a adunat toate lucrurile și-a plecat, nu știu dacă i-a mai spus un alt cuvânt tatălui său. În limba română, 9 cuvinte care au sfârșiat inima unui tată. Dar am găsit cuvinte și mai grele decât acestea în Biblie. Le-a rostit Iisus, stând de vorbă parcă cu Ierusalimul. De atâtea ori, Ierusalime, am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge cloșca puii, și tu nu ai vrut. Am vrut ceva bun pentru tine și tu nu ai vrut. Și cuvintele acestea, eu cred că se vor mai rosti. Atunci când Domnul va aduna pe toți oamenii de pe toată fața pământului, orice făptură, din orice seminție și din orice limbă, va sta înaintea tronului la judecată. Și le va spune Domnul atunci la mulți, am vrut să te mântuiesc și tu n-ai vrut. Am vrut să-ți dau o haină albă și tu ai vrut o alta. Am vrut să-ți pun pe cap o cunună de slavă și ai preferat slava lumii. Și cuvintele acelea vor fi pentru mulți ca o sentință. N-aș vrea să se audă aceste cuvinte sau să fie rostite în dreptul vreunuia dintre noi. Dacă mi-ar fi posibil, aș face tot ce pot pentru ca în dreptul fiecăruia dintre ascultătorii mei să se poată spune în ziua aceea, vin o slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. Acolo aș vrea să ajungem toți, în bucuria stăpânului nostru. Oamenii aceștia care au auzit cuvintele îngerilor s-au întors la Ierusalim și despre așteptarea lor aș vrea să vorbesc. Pentru că aș vrea să vă spun încă o dată, și cred că lucrul acesta l-am spus de câteva ori deja până aici, felul în care aștepți este foarte important. Așteptarea ta poate să grăbească venirea zilei Domnului Iisus. Așteptarea ta poate să grăbească împlinirea unei făgăduințe sau poate să o facă să întârzie puțin. Cine erau oamenii aceștia care îl așteptau? Care așteptau făgăduința în odaia de sus. Mai întâi de toate erau cei 11 apostoli ai Domnului Iisus, care i-au rămas credincioși. Unul dintre ei s-a dus. A pierit pe mâna lui. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Și nu mă mir că oamenii aceștia așteptau acolo unde Domnul le-a cerut să aștepte. Pentru că oamenii ăștia au renunțat la multe ca să devină ucenici ai Domnului Iisus. Pe lângă ei găsesc, erau acolo o seamă de femei venite din Galileea, care au ajutat în mod discret și constant lucrarea de evangelizare făcută de Iisus și de apostoli. Și pe lângă aceștia, și cel mai tare mă surprinde faptul că în grupul celor ce așteptau se găsea Maria, mama Domnului Iisus și frații Lui. Frații Domnului Iisus reprezintă pentru mine cea mai mare surpriză în grupul celor ce așteptau împlinirea făgăduinței. Și știți de ce? Pentru că în Evanghelie mereu îi găsesc descriși ca niște oameni care nu-L simpatizau pe Iisus. Frații lui Iisus în Evanghelie, în repetate rânduri, sunt prezentați ca niște oameni care nu-L credeau, care nu-L simpatizau. Uitându-mă prin Evanghelie, am dat peste un cuvânt și dacă am să vi-l citesc, o să vă pară atât de ciudat încât o să credeți că nici nu-i din Evanghelie. În Evanghelia după Marc, în capitolul 3, în versetul al 21-lea, stă scris că rudele Domnului Iisus au venit
l-au căutat, vrând să pună mâna pe el, pentru că au zis ei și a ieșit din minți. Citește apoi în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, ultimele versete din acest capitol 12. Că într-o anumită împrejurare, Iisus era într-o casă, vorbea în rodul lui, casa era plină. A venit mama lui și frații lui și erau afară și cineva i-a spus, Iisus, undeva afară este mama ta și sunt frații tăi, vor să stea de vorbă cu tine. Iisus a folosit împrejurarea aceea, s-a uitat peste cei ce erau în întâmplare și a spus, mama mea și frații mei sunt toți aceia care fac voia lui Dumnezeu. De ce au venit oare? De ce a venit mama lui Iisus atunci și frații lui să-L caute și să vorbească cu El? Știți de ce? Pentru că în vremea aceea, propovăduirea lui Iisus și minunile pe care le făcea El, L-au făcut să fie privit cu antipatie de farisei și de cărturari. Și mama lui Iisus și frații lui Iisus ar fi vrut cumva să păstreze lucrurile așa cumva, să nu deranjeze prea mult. Dar în Ioan, în capitolul 7, versetul al 5-lea, stă scris literal că nici măcar frații lui nu credeau în el. Și iată, acum, după înălțarea Domnului Iisus, frații Domnului Iisus erau împreună cu cei ce așteptau împlinirea făgăduinței. Cineva spunea foarte frumos că moartea Domnului Iisus și învierea Lui i-au transformat pe frații Lui mai mult decât a putut să o facă viața Lui și cuvintele Lui. Oamenii ăștia au fost niște oameni transformați. Au avut parte de o experiență minunată pe care eu aș numi-o naștere din nou. Erau acolo. Și cel mai frumos e faptul că oamenii aceștia toți erau într-o unitate în cuget. Revin și spun, Domnul fusese înălțat din mijlocul lor, nu se mai găsea în mijlocul lor atunci, iar Duhul Sfânt încă nu coborâse peste ei. Și cu toate acestea, ei se găseau într-o unitate foarte frumoasă, într-o unitate binecuvântată. Iată că este posibil și noi, dragii noștri mei, să facem partea noastră în așa fel încât să se realizeze o unitate între noi. Și peste dorința noastră și peste strădania noastră, Dumnezeu este gata să dea ajutorul. Numai că noi de multe ori spunem, Doamne, fă unitate între noi. Și ceea ce putem face noi, nu facem. Dar El așteaptă să începem noi. Și peste ceea ce începem noi, cu inimă curată, El este gata să pună binecuvântare. Și să realizeze o desăvârșită unitate. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Ucenicii Domnului Iisus se lecuiseră de una din problemele cu care s-au luptat foarte mult. Știți care era aceasta? Dorința de a fi unul mai mare decât altul. Atât Evanghelistul Marcu, în capitolul 9 al Evangheliei sale, cât și Luca, ne spun că au fost împrejurări în care apostolii Domnului s-au ciorovăit, s-au certat, vrând să știe care este cel mai mare. Ba mai mult citim într-o altă Evanghelie, cea după Matei, că mama fiilor lui Zebedei a venit la Domnul cu o cerere. Și a spus, Doamne, aș vrea să-ți cer ceva. Și Domnul a zis, ce vrei? Și i-a spus, fă cumva că atunci când vei veni în împărăția ta, fii ăștia ai mei, ăștia doi, să stea unul la stânga și unul să stea la dreapta. Ea n-a spus să fie mai mare decât ceilalți 10. Ea a spus, la stânga și la dreapta ta, lângă tine să fie ai mei. O dorință îi putea spune frumoasă. Dar sau o dorință frumoasă, se ascundea, se pare iarăși o dorință de mărire. Adevărul este că în timpul celor 3 ani și jumătate, dorința de a fi unul mai mare decât altul i-a încercat mereu pe ucenicii Domnului Iisus. Când s-au certat,
au fost momente în care dorința aceasta a depășit un anumit nivel. Politețe de obicei nu te lasă să dai pe față toate lucrurile pe care tu le dorești. Multe le-ai dori, dar educația cei 7 ani de acasă, politeția, te învață să fii rezervat, să aștepți să te propună altul. Dar oamenii ăștia, dacă s-au certat, înseamnă că s-au autopropus. Dar acum, vedeți dumneavoastră, nu mai erau preocupați unul să se arate mai sus decât altul, unul să arate că știe mai mult decât altul, unul să arate că a fost chemat înainte celorlalți. Nu. Erau toți într-o unitate în cuget. Și o asemenea unitate Dumnezeu o binecuvântează. În al doilea rând, oamenii ăștia stăteau în rugăciuni și cer. Eu cred că ar fi greșit să credem că în timpul celor 10 zile ei nu s-au mai dat jos din odaia de sus. S-au închis acolo și 24 de ore din 24 s-au rugat continuu. Nu. Nu cred asta. Dovada este și faptul că Petru în zilele acelea s-a ridicat în mijlocul fraților săi, în mijlocul celor aproape 120 care stăteau la oaltă și le-a spus: fraților, trebuie să completăm numărul ucenici cu numărul apostolilor, să completăm locul celui care a căzut din cinstea aceasta și prin tragerea sorți, și a fost, se pare, ultima dată când s-a apelat la tragerea sorți în istoria Bisericii din Ierusalim. Ce am vrut să spun cu aceasta este faptul că ei au avut ca preocupare de căpătâi în perioada acestor 10 zile rugăciunea. Îmi imaginez pe unul dintre apostoli spunând: mâine ne întâlnim din nou. Dar ce o să facem? Păi, o să ne rugăm. Și au venit toți. A trecut prima zi de așteptare și nu s-a întâmplat nimic. Spre seară cineva a spus: nicio problemă, mâine ne întâlnim din nou. Dar mâine ce o să facem? Mâine o să ne rugăm. Și s-au adunat toți. A trecut și ziua a doua și a venit seara zilei a doua și nu s-a întâmplat nimic. Și unul dintre apostoli, nu știu care, va fi spus: ne întâlnim și mâine, ziua a treia. Dar ce facem și noi? Cu ce să facem altceva? Ne rugăm. Și a venit și ziua a patra și nu s-au dat bătuți zi după zi. Fraților, surorilor, aș vrea să vă spun că una din marile noastre probleme este nerăbdarea. Pentru că dacă nu se întâmplă în prima zi ceva și în a doua și în a treia, de multe ori avem tendința să abandonăm. La noi, la români, este o vorbă care spune că orice minune ține 3 zile. Ați auzit vorba asta, nu? O spune câte o mamă care, într-o bună zi, își vede fica punându-și celularul deoparte și apucându-se să spele farfurile de care e plină chiuveta. Se uită, se minunează și zice: wow, asta e minune! Dar și aduce aminte o minune care ține numai 3 zile. Sau poate își vede tatăl fiul care lasă consola deoparte și se apucă să tundă gazonul fără să-i o ceară el. Zice: asta e minune! Nu o să țină mult. Și cam așa se întâmplă, că nu țin mult. Dar așa să vă spun altceva. Oamenii ăștia au stat acolo 10 zile. Și dacă ar fi trebuit să stea mai mult, eu cred că ar fi stat mai mult. Era ceva în ei ce începe să piară dintre creștini. Mi-am adus aminte de cuvintele psalmistului care, psalmul 27, pare mi se versetul al 5-lea, e vorba de David, zicea: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Și atunci când a cântat prima dată, când a avut premiera, dacă vreți, a psalmului ăstuia, eu mă gândesc că atunci când David a cântat aceste cuvinte, acompaniat cu harfa, mii de ascultători care vor fi fost acolo, vor fi rămas un pic în așteptare, vor fi vrut să vadă: oare ce-și mai poate dori un împărat care are de toate? Noi nu avem câte are el.
Ne-am dorit să avem asta sau cealaltă. Un împărat are toate. Ce și-ar mai putea dori un împărat care le are pe toate? Și David a continuat. Să locuiesc pentru totdeauna în casa Dumnezeului meu. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Ucenicii Domnului Iisus au început să simtă bucuria prezenței în locul în care Domnul îi dorește. Mi-a fost dat să aud predicatori care, așa cumva, cu aerul unora care au descoperit America, au venit și au spus, e prea multă monotonie între noi, fraților. Dacă cineva ar veni duminica viitoare la adunare la 10:45, el ar ști exact ce se întâmplă în minutul acela când intră în adunare și ar ști exact, chiar dacă n-a prins anunțurile păstorului, ar ști exact ce urmează după punctul acela. Prea multă monotonie. Trebuie să facem și altceva. Fraților, vreau să vă spun limpede. Părtășile noastre, ca ale Bisericii Primare din Ierusalim, se bazează pe cântare, pe rugăciune și pe cuvânt. Le mai combinăm noi puțin diferit câteodată, dar aceste trei lucruri rămân de bază. E trist că în unele biserici din vremea noastră s-a apelat și la altceva, ca să-i faci pe frață mai bine și duminica viitoare, dacă-i poți numi frață. N-am să intru în detalii. Dar eu aș vrea să rămânem la ceea ce trebuie să rămânem. Rugăciune, cântare de laudă și cuvânt al Scripturilor. Este foarte important. Oamenii ăștia erau statornici și în cererile lor. Domnul le-a spus, veți primi păgăduința. Și acum ei s-au apucat să ceară. Știți de ce cereau? Pentru că Domnul le-a spus într-o anumită împrejurare, și citesc despre împrejurarea aceea în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, că Dumnezeu Tatăl, ca un Tată bun și înțelept și iubitor, va da Duhul Sfânt celor ce-L cer. Apoi m-am gândit la un cuvânt pe care Iacov îl scrie în epistola sa, în capitolul al 4-lea, versetul al 2-lea, către final. El zicea așa cumva, pe un ton de reproș. Și nu aveți, pentru că nu cereți. Revărsarea Duhului Sfânt, primirea Duhului Sfânt, este fără îndoială o manifestare a Harului. Dar Duhul Sfânt, El trebuie cerut. Așa a spus-o Iisus, așa a spus-o apostolii. Am avut o discuție cu cineva, cu ani în urmă, și mi-aduc aminte de lucrul acesta. M-a întrebat cu un frate, mai în vârstă decât mine, frate, e adevărat că putem să spunem că Duhul Sfânt este un dar al lui Dumnezeu? Și am spus, da, sigur că da. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Biblia este limpede. Ei bine, spunea el, dacă este dar, atunci nu-i politicos să-l ceri. Nu-i politicos. M-am uitat și m-am minunat cum o învățătură omenească, o logică omenească, este aplicată în mod greșit. Și, până la urmă, iată că afectează o învățătură de bază pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus, Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și apoi Iacov, pe care l-am amintit mai înainte, spunea, nu aveți pentru că nu cereți. Cine nu cere, nu-l are. Duhul Sfânt nu vine cu forță să ocupe un loc în viața ta. Tu trebuie să-l ceri și, în al doilea rând, trebuie să-l primești. Să te bucuri de El și în al treilea rând trebuie să-L asculți. Pentru că vreau să vă spun, ascultarea de Duhul Sfânt este foarte importantă. Dacă nu-L asculți, El nu vine să ocupe un loc periferic în viața ta. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus spunea, capitolul 18, versetul 20, dacă nu dau greș, dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi de față. Așa zice? Eu voi fi în mijlocul lor. Ăla e locul pe care și-l dorește. În mijloc. Nu la periferie.
Nu o zi din cele șaptele săptămâni. Nu două ceasuri dimineața într-o duminică în care ți-ai adus aminte să mergi la casa Domnului. Nu. El vrea locul primordial, central și Duhul Sfânt îl vrea pe același. De aceea, Duhul Sfânt trebuie cerut. Duhul Sfânt trebuie primit. Și nu noi decidem cum îl primim, El decide. Noi trebuie să avem atitudinea corespunzătoare. Și în al treilea rând, Duhul Sfânt